o prietenie pe care ați văzut-o imortalizată și în câteva dintre pozele din arhiva personală. Cel mai mare dezvor pe care l-am văzut era student și eram profesor. Așa este. Ăsta este adevărul. Râsul râs, dar așa e o harapal. Eu vreau să vă provoc. Ce i-ați adus acolo? Plia cu Iubire Elenă, care joacă Maia Morgă. Mulțumim foarte mult. Vreau să vă provoc în momentul ăsta, pentru că sunteți doi oameni cu căsătorii longevive, așa, să-mi spuneți, nu care-i secretul, că bănuiesc că nu există niciun secret, dar să spuneți totuși cum de după 60 de ani, da? Mai mult. Mai mult de 60 de ani? 70. Și cum? 70 de ani de căsătorie? Nu, 68 de ani, așa. 68 de ani de căsătorie. Cum de mai găsiți resurse să fiți așa, tot timpul împreună? Să spune așa în arță. Ele căsătorie, dau la sua lungă, ia pe alta, să căsătorește cu alta. Asta se spune în artă? Nu în artă, în showbiz? Da, este un om, datorită ei, eu am făcut filme, datorită ei când eram bolnav m-am îngrijit, datorită ei trăiesc astăzi și dacă merg greu acum, că merg foarte greu, ea mă duce la braț. Îi mulțumesc din suflet și mă rog la Dumnezeu să nu mă lase niciodată singur, să fiu eu primul care să mă duc. Sărut mâna Coca și iar să mă te rog din suflet să fii sănătoasă. Frumoasă declarație de dragoste, nu? Și tot la această declarație mai adaug eu una, spusă tot de domnul Călărașu. Eu nu pot să dorm. Toată noaptea mă uit la ea și mă gândesc, oare se va mai trezi? Iar când adorm eu, întotdeauna în zori, mă veghează ea. Suntem căsătoriți de aproape 70 de ani. Bine și mă ascultă dacă respir. Of, la mulți ani! Extraordinar. Maestre Saizescu, da. ați cunoscut acest cuplu și al dumneavoastră este, slavă Domnului, tot la fel de longeviv. În ceea ce privește căsătoria? Da, da. Eu m-am căsătorit ceva mai târziu. Da, tot la fel aveți. Am fost unul dintre ultimii burlaci care s-au însurat, că după mine foarte mulți colegi, regizori și actori s-au însurat și la rândul lor. Pilda o dau chiar cu Mircea Mureșan, care a fost asistentul lui Andrei la... Asistent la un film. La filmele Savel. Mai e cineva care m-a deranjat foarte mult. Nu vreau să spun numele. M-am întâlnit la Berlin cu câteva actori ai Teatrului Municipal și m-am dus la ei și am salutat cu nevasta lui Liviu Ciulei, cu Claude Bertor, acum mult așa. Și era un singur om care a stat deoparte, s-a întors la Berlin, s-a făcut că nu mă vede și care după ce am auzit aici care în dosarul în care vorbește de el de turnător. L-am iubit enorm. Enorm. Nu-i spunem numele. Nu-i spunem. Nu vreau să spunem. Numina odioză. Să revenim și la comedie. V-a lăudat comedia și amândoi ați făcut comedie. Și aș pune aceeași întrebare care am pus-o și maestrului Arșinel. Care e diferența între felul în care se făcea comedie în acei ani în care... N-aveam de ce râde, dar iată, râdeam și puteam râde. Mă refer la anii comunismului și felul în care se face acum comedie. Chestiunea cu cine face comedie e destul de complicată. Eu însă m-am avut la IATC, am avut un student care a zis, dacă maestrul meu face comedie, fac și eu. Și a făcut. I-am dat autor, i-am dat actorii, adică l-am sfătuit pe om. S-a făcut? Și când s-a proiectat, nimic. Și dumne, dar nu râde nici dracu. Păi mă zic, cum îți explici? Păi, domnul profesor, ce? Era textul comic? Da. Erau actorii de comedie? Da. Nu, tu nu ești comedian. Noi am avut în noi această pornire, această zvenire extraordinară. Noi suntem niște flori rare, Andrei. Noi suntem niște flori rare. Și modești. Nu. Charles Chaplin a făcut comedii. El era trist în sufletul lui, dar a făcut comedii pentru toată lumea. Ăștia am fost noi. Da, noi continuăm acum cu o altă... Când eram studentul lui Andrei, spunea că aveam idei, nu? Făcea scheme comice. Ce nu? Asta e bolnav de regizită, domne. Ce mai discut cu el? Adică ne întâlneam amândoi pe coordonate comice și dar trebuie să spun că...
Dacă am avut profesori de formare de înaltă cultură, cum am avut profesori la IATC, iar la regie l-am avut pe Victor Iliu, întâmplarea a făcut ca după formula umană gen Iliu să mă întâlnesc cu Andrei Călărașu și cu Simeon Macovei la dramaturgie și Andrei la regie și actorie, în care eu am găsit un respir personal. Adică m-au încurajat, m-au canalizat, mi-au dat drumul să zbor, să am încredere în mine și trebuie să spun că cu Macovei, cu Simeon Macovei, odată când am inventat eu șfeicul care s-a făcut pentru prima oară în România, apropo de modestie, am citit scenariul, m-a făcut praf Simeon Macovei, care era sever. Și două săptămâni n-am vrut să-l întâlnesc. Și după două săptămâni ne-am întâlnit naț în naț. Unde ai fost? Păi zic, ce să mai discutăm dacă e o catastrofă? Nu! E genial! Vino acasă la mine la masă! Și am mers la Simeon Macovei acasă și o săptămână, două săptămâni, am mâncat la el la prânz, tot ciocănind împreună la replici, la situații comice.